A plouat bine săptămâna asta. Eu i-am tratat cu niște piatră vânătă. Da, cred că o să trebuiască să mai fac o dată treaba asta. Plantați primăvara asta cum trebuie, cu altunghiul spre nord și puțin deasupra solului. Am pus și un pic de mulci, dar cu foarte mult trebuie să mă iau. Nu îi cumpărați în vegetație cum se găsesc pe la Carrefour și pe la, nu știu, Kaufland, am auzit că au băgat bombi. Încă o să aibă un șoc când îi transplantați. Ăștia, de exemplu, erau niște vergi. Deci arătau ca și cum nimic nu se întâmplase. Asta aici trebuie rezolvat, că e plantat. Asta trebuie rezolvat, mă scuzați, că e plantat cam jos. Dar este că portaltoiul vine până aici. După aceea să nu prindă rădăcini direct. O să văd cum fac, probabil o să-l ridic. Asta aici cred că mai plantez un cireș care să-l polenizeze pe acela. Idaredul ăsta, super, iarăși după cum observați, stă la nord punctul de altoire. Da. Și legați cu un tubăre ca să nu se miște, cum l-a bătut vântul destul de tare pe aici. Suntem în Otopeni. Foarte frumos. Foarte frumos și-a dat drumul. Să vedem cum le facem coroanele. Caisul ăsta. Are destul de timid, așa trebuia până acum să fie înflorit. Suntem la mijlocul aprilie și la abia are câțiva muguri. Să vedem ce va ieși. Ok. Piersicul. Piersicul, ia uitați, a plouat. Vedem ce o să se întâmple aici, că pare un pic afectat. I-aș tăia pe taxul ăsta central, dar parcă nu, că i-a dus de niște crenguțe sus. Așa a venit cu coroana reformată, cum se spune. Este prima dată când plantez pomi. Să vedem, merișorul ăsta. Da. Pomii sunt de la zdravăl și de la peste zdravăl. Posibil că au pepiniera lor, nu știu. Cei la pestre știu sigur că iau de la alții, practic. Nu pot să zic că au fost diferențe, sunt cam la fel de zdraveni. Sunt frumoși. Merită. Aici o să încercăm cu niște căpșuni. Vezi mai bine niște stoloni, vedem cum le merge. Vă spuneam, nu-i cumpărați în vegetație, că dacă îi cumpărați în vegetație, vor să suferi un șoc când îi transplantați la voi în grădină sau în zvoadă. Acesta, de exemplu, avea, uite-i mai smocul de frunze aici, dar deja l-am tăiat. Acum văd că începe iarăși să-i dea frunze noi. Da, vom vedea. Acum merge sau nu merge.
Cam asta ar fi. Încerc să postez de fiecare dată când se mai întâmplă noutăți. Aici avem o floricică. Ciclina sau ceva de genul ăsta. Oh. Au ieșit râmele. Bun. Ce mai avem pe aici cântat? Tot în pomișor. Altul care nu știu că s-a prins. Căței vecinului. Mă, așa. Și cam asta este. Asta e grădina pe 14 aprilie. Au înflorit lalelele astea. Să vedem la mine când voi. Dar fire, ar trebui niște ai de aici să mai pun prin locuri de-astea strâmte, cum e acesta. Nici nu vreau să-i înghesui foarte tare, dar pe de altă parte aș vrea să realizez să aibă niște coroane mai zdravene așa. Mă gândeam că aici, între ăștia doi, să mai meargă unul. Sunt cam, ia să vedem, 1, 2, 3, 6, vreo 6 metri, 5-6 metri, o să pun ceva între ei, aș vrea să realizez un fel de aliniament. Pentru ca să am o coroană suficient de bogată încât să creez o barieră naturală, pentru că încă nu se construiește și aș vrea să avem un pic de discreție așa. Mai mult din partea noastră, să zic. Nu știu cine se va muta aici, vom vedea. Aici la fel. Să vedem, gazonul nu mai este gazon. O să trebuiască să văd ce fac cu buruienele astea, că am mai scos. Ia să vedem cum arată și compostul. Compostul iarăși este de anul trecut. Da. Încet, încet. Mai trebuie niște azot, niște iarbă. Bun. Vă mulțumesc pentru vizionare. Spuneți-mi ce vreți să mai vedeți. O să încerc să postez fiecare dată când se întâmplă ceva. Că vreau să-mi țin un jurnal al micii mele grădine și lipezi. Vă mulțumesc.